Mâine se împlinesc 161 de ani de la primul pas făcut de români pentru înfăptuirea României mari. Acum mai bine de un secol și jumătate, Moldova și țara românească se uneau într-un singur stat, sub sceptrul marelui domnitor Alexandru Ioan Cuza. Acest eveniment fundamental pentru istoria poporului român va fi marcat și la Botoșani cu o serie de activități culturale deosebite. Am făcut un plan comun cu toți colegii implicați în această activitate, în așa fel încât pe data de 24 ianuarie la ora 11 la monumentul domnitorului Alexandru Ioan Cuza să depunem coroane de flori, să ne prezinte domnul colonel Balanović, domnul doctor colonel Balanović o activitate legată de unirea principatelor române în Botoșani, după care vor defila forțele participante la eveniment și vom juca Hora Unirii. După manifestările ce se vor desfășura pe bulevard, botoșenenii sunt așteptați la un spectacol extraordinar de muzică populară și patriotică, susținut de Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor. Evenimentul se va desfășura pe esplanada Palatului Administrativ, începând cu ora 13. În cadrul spectacolului vor evolua artiștii Sofia Vicoveanca, Daniela Condurache, Elena Mândrescu, Petronela Rusu, Alina Huțu, Constantin Petrescu și Loredana Călin. Jandarmii botoșeneni vor asigura ordinea și siguranța publică, misiunea fiind executată în cooperare cu efective de polițiști, pompieri și polițiști locali. Oamenii legii recomandă cetățenilor să respecte măsurile de ordine stabilite de organizatori și forțele de ordine și să solicite sprijinul forțelor de ordine în mod direct sau prin apel telefonic la numărul unic de urgență 112 în caz de necesitate.